Salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Adrian Chelaru și astăzi vreau să fac un video scurt legat de cum să lucrezi legal în România. Și fac acest video pentru că am avut multe solicitări, multe întrebări de la foarte mulți utilizatori legat de dacă ei lucrează legal sau nu. Și bineînțeles, mi-au spus mai multe variante. Am spus să fac două variante pentru a vă arăta cât mai sugestiv și cât mai simplu să înțelegeți cum puteți să lucrați independent. În primă fază o să fie varianta ca și PFA, întreprindere individuală sau întreprindere familială, după care a doua variantă va fi ca și SRL. Eu am luat ca un exemplu Adrian, care este un electrician autorizat și care are experiență în domeniu și care cu timpul se gândește să devină electrician independent, practic să-și facă un PFA, dar o să fie valabil și pentru întreprindere individuală sau familială, deci practic își face vrea să-și facă un PFA, se duce la Registrul Comerțului și își dă seama că are nevoie de un cod CAEN 4321 pentru lucrări de instalații electrice, bineînțeles ca să poată să își facă treaba. Deci, cum am spus, Adrian se duce la Registrul Comerțului, își face un PFA cu CAEN 4321 și, bineînțeles, dorește să se apuce să intervină și să facă instalații electrice. Dar, ce să vezi, nu este legal. Deci, practic, nu poți să lucrezi în cazul de față. Deci, dacă ești PFA, ți-ai făcut un PFA cu CAEN 4321, nu poți să lucrezi legal, singur. De ce? Pentru că, conform capitolului 7 din drepturile electricianului autorizat, spune electricianul autorizat are dreptul să exercite activități în conformitate cu competențele aferente gradului și tipului de autorizare, astfel. În calitate de persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, în conformitate cu reglementările în vigoare astfel. Și aici avem variantele A, B și C, unde reprezintă gradele de autorizare și, bineînțeles, unde ești limitat, cum e în cazul gradului 1, ești limitat la 10 kW, la gradul 2, 3 și 4 ești la 30 de kW. Deci, practic, ca și persoană fizică autorizată, asta e și diferența între persoană fizică autorizată și SRL, că ești limitat la ce putere lucrezi, cu o tensiune nominală mai mică de 1 kV, deci până la 1 kV. Dar ce trebuie reținut de aici este faptul că aici specifică clar. În toate cazurile respective specifică clar. Și o să luăm cazul B pentru că este cel mai comun. Electrician autorizat gradul, tipul 2A, 3A sau 4A proiectează respectiv electricianul autorizat gradul, tipul 2B, 3B sau 4B, execută și verifică instalații electrice interioare având o putere electrică instalată de maxim 30 de kW și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, fără a deține un atestat emis de ANRE, prin derogare de la prevederile regulamentului pentru atestarea operatorilor economice, care proiectează, execută, verifică instalații electrice aprobat prin ordinul președintelui ANRE în domeniul energiei numărul 45/2016. Dacă îndeplinește simultan următoarele condiții. Deci, practic, ai derogare dacă respecti următoarele condiții. 1. Deține o adeverință de electrician autorizat emisă de autoritatea competentă pentru gradul 2, 3 sau 4 vizată la zi, deci, practic, trebuie să fie autorizat. 2. Asigură realizarea lucrărilor mai sus menționate prin asocierea cu un alt electrician autorizat care îndeplinește condițiile menționate la punctul 1, desfășurându-și activitatea de asemenea ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială. Respectă legislația în domeniul securității și sănătății muncii în cazul lucrărilor de executare și verificare a instalației electrice. Deci, practic,
Nu poți lucra ca PFA dacă nu lucrezi asociat cu un alt PFA sau o întreprindere individuală sau una familială. Deci, până la urmă, ideea e să te asociezi cu cineva ca să poți să lucrezi. De altfel, și conform oricărui domeniu de securitate și sănătate în muncă, solicită ca să nu fie niciun un electrician să nu lucreze singur. Practic, de aici pleacă. Trebuie să fie întotdeauna doi electricieni. Nu vă jucați. Sunt foarte mulți care fac lucrul ăsta, dar să știți că și controlele sunt și știu că se dau amenzi destul de mari și consider că mai degrabă încercați să vă asociați cumva decât să plătiți o amendă destul de usturătoare. Practic, muncești ca să-ți plătești amenda. Deci, în continuare, Adrian și-a dat seama că greșește și că nu poate să lucreze ca PFA simplu, singur, așa că ia legătura cu Răducu, care și el are aceleași planuri, are și el un PFA. Bineînțeles, bat palma pentru să se apuce să colaboreze, da? Deci, practic, se asociază și, bineînțeles, pot să lucreze liniștiți. Deci, asta este varianta legală. Practic, dacă ești autorizat, PFA autorizat, nu lucrezi legal, dacă lucrezi doar singur. O să mergem repede și pe varianta SRL. Deci, Adrian se gândește că ar putea să-și facă un SRL, să se dezvolte independent, bineînțeles, se duce la Registrul Comerțului, își face un SRL cu CAEN 4321 și, bineînțeles, el o să aibă o societate, dar e fără atestat și el are autorizare de ANR. Am întâlnit foarte mulți acest tip de variantă. La fel, este o variantă ilegală pentru că simplu, nu ai voie să lucrezi cu o firmă care nu este atestată ANR. Da? Mare atenție că și aici umblă controle dacă vă prinde fără atestat, nu neapărat că te prinde în timpul execuției, dar poate să vină în urma ta și dacă ai făcut contracte pe instalații electrice, iar nu poți să dovedești că ai atestat ANR, atunci e groasă și credeți-mă că amenziile sunt destul de usturătoare. Știu că ultima oară am auzit undeva la în jur de 10.000 de euro, am văzut, vorbeam cu cineva că și-a primit o amendă. De ce? Uite ce spune și în ordinul respectiv. Este interzisă realizarea de activități de proiectare, executare și verificare a instalațiilor electrice de către persoane juridice sau fizice care nu dețin atestatul corespunzător tipului de lucrări realizate. Deci, practic, este interzis. Singura derogare o face către PFA-uri, dar acolo doar în momentul în care te asociezi. Nerespectarea prevederilor regulamentului atrage răspundere administrativă, contravențională și sau penală, conform prevederilor legale în vigoare. Constatarea și sancționarea contravențiilor se fac în condițiile legii. Deci, practic, nu numai că poți să iei amendă, dar poți să te duci și la pușcărie. Mai departe, Adrian și-a dat seama că nu e în regulă. O să reia pașii din nou. S-a dus la Registrul Comerțului și a făcut o firmă și a autorizat și a atestat firma. După cum vedeți, s-a dus la ANR. La ANR ai nevoie de minim un electrician autorizat și unul calificat. Îți atestezi firma și lucrezi liniștit. Drept urmare, a fost un video scurt cu niște exemple concrete. Deci, practic, aveți grijă ce faceți, aveți grijă că e păcat să lucrați, mai ales că sunt beneficiari care vă solicită și au încredere că sunteți de bună credință, dar în momentul în care apare o problemă și vine ANR-ul sau alte instituții, vă pot strica toată imaginea. Sper că v-a plăcut, sper că vă prinde bine, aștept comentariile voastre și, de ce nu, vă aștept și la filmulețele următoare.